vine nimic în minte, că am senzația că am înțeles. Am senzația că am înțeles. Bună seara! Bună seara! Bine v-am regăsit! Regăsit? Regăsit! Când ne-am mai... Când ne-am mai... Unde ne-am mai? Pentru prima dată la Imor. Dar... Da, mie mi se pare că o recunosc după zâmbet. Vă știți? La România au talent. Doamne, amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc, nu mai rezist. Așa, domne, da! Da, da, da! Wow, ce surpriză! Chiar a fost o surpriză, pentru că știu că e din Oradea sau... Adică... Dori. Ai dansat cumva cu el acolo? Da, da, ați dansat împreună? Păi și nu-și amintește treaba asta, adică... Aoleu! Am dansat un vals, primul meu... Pentru prima dată și la un moment dat și la un moment dat a încercat să te salut. Dar să știți că nu e nevoie să vă chinuiți prea mult. Noi aici avem molfăitorul șef, dacă doriți. Și s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat? Avem și am o viteză de reacție la din astea, știi cum? Da, da. Țin minte eschiva respectivă la acel moment a fost difuzată chiar în slow motion. Doamna Lenusa, de ce ați încercat să îl sărutați pe domnul Mihai Petre? Pentru că și el la Dansez pentru tine, când erau trupe în pereche, ziceau să se sărută. Și ați simțit că e loc. Trupe în pereche? Când erau cuplurile... Parteneri. Parteneri. Da. Așa. Nu vedeați dansând mai apropiat. Da. Sărutând finalul. A, ți se pare ție sărutul ca fiind un final bun de moment? Da. S-a părut atunci, mă rog, că din punct de vedere artistic a evoluat de atunci și până acum, asta e evident. Dar atunci, așa ți se părea, că ar fi un moment bun pentru a încheia un număr artistic. Doamna Lenusa, mie îmi place ce faci, foarte mult. Îți place ce faci? Da, trebuie să fii jurat permanent la Umor, jur. Da. Te simt... Eu am înțeles că ai făcut un fel de... Ai făcut un moment tribut perioadei anilor 90. Ai fost foarte aproape de cum se dansa atunci. Chiar cred că am regăsit niște mișcări pe care le făceam eu în trupa NND. Ce bine că te-am cunoscut mai târziu. Nu cred că dansai așa. Aveam niște chestii. Dar nu fi modest. Aveam niște chestii, aveam niște treburi. Uite, aș vrea să dansez așa, dar nu mai pot. Deci aveam niște chestii, dacă poți să-mi arăți? Ba, mai pot, Stelea. Ia, arată-le pe alea. Deci alea cu umăr, cu cap, cu pam, cu alea, cu mâna, când arăți către public, către el, către ea. Alea sunt, da, erau. Le aveam pe astea. Măi, oameni buni. O, tu, micuță, Stea, dansului modern. Pentru mine ești un mister. Nu mai e loc de tine, prietene. Nu mai e loc. Ne aștept rândul, n-am niciun fel de problemă. Haideți să aflăm mai multe despre dumneavoastră. Știți, suntem niște oameni curioși. Cine sunteți cu adevărat dumneavoastră? Lucrez în prezent. Și eu lucrez în trecut. Iar eu... Eu sper să lucrez și în viitor. Extraordinar. Eu sper să nu lucrez în viitor. Super! Băi, ce înseamnă accentul în... Extraordinar. În viitor mi-ar plăcea să mai dansez cu tine. Un vals. E bine. Doamna Lenusa, mi-am așteptat și eu rândul să vorbesc. Am înțeles că există un trecut comun între dumneavoastră și domnul Mihai Petre. Da. Un trecut comun care nu s-a încheiat așa cum v-ați fi dorit să se, să se încheie. Da. Eu zic că astăzi... aici, pentru că nu suntem la România au talent, există totuși această oportunitate. Dacă domnul Mihai Petre nu dorește să închidă subiectul, ca să spun așa, să știți că eu sunt disponibil oricând. Bravo! Hai să vedem, dansul minilor! Vals nu știu, însă știu să închid un vals. Te rog! Eu mă temeam că o să propună Mihai să închei eu povestea începută tot de mine. Dar o a demonstrat domnul Bendeac că este un coleg adevărat și la greu sare să te ajute. Nu știu dacă dumneavoastră vă mulțumiți cu mai puțin.
Sigur că nu am nici frumusețea domnului Mihai Petre, nu am nici eleganța domnului Mihai Petre. Încă o dată... Dar arăți bine, Mihai. Mihai, dar arăți bine. Arăți foarte bine. E aici, tu ai făcut 4 pași în față și ai spus că acolo unde n-au putut domnul Mihai Petre să facă o închiere, o faci tu. Așa, pat. Deci, practic, dacă am fi într-un meci de box, am dat... Am dat-o directă. Da, deci a fost directă. Pa, eu, direct. Deci vrei să facem o închidere de vals? Perfect. Exact. Aș vrea să îl rog pe domnul Mihai Petre să-mi arate o închidere de vals, adică o ultimă mișcare de vals, ca să știu măcar finalul valsului, pentru că nu pot să fac restul, dar ca să știu închiderea, că eu de închidere am nevoie. Ok, bine, bine. Pot să vă ajut. Ok. Aici, fii atent, a venit contraatacul. Eu m-am gândit cum să-mi explice acolo, pe loc. Și a zis, vin pe scenă. Hai, asta nu mă așteptam. Zic, ok, omul joacă dur. Adică a venit la ficat. A venit cu una la ficat. Perfect, mulțumesc. Vă rog după dumneavoastră. Ia uite ce mom. Păi, da. Eu zic să învățăm. M-am dus spre scenă, eu decis. Da. La un moment dat, cum mergeam eu spre scenă? Mersul meu, da? Am uitat în spate. Păi, și când am văzut... Măi, oameni buni. Când am văzut chestia asta, mersul ăsta și fața aia perfectă de televiziune, zâmbetul ăla perfect, am zis, bă, va fi greu azi. Uite, mă, bă, învăț și mersul, mă. Bă, eu când mă duc pe scenă, mă duc efectiv ca un sclavet. Mă duc și eu pe scenă. Băi, voi l-ați văzut în cât timp s-a dus pe scenă? Ușor. Poți să faci un cadru de sus până jos, poți să... Săruna? Asta știi cum? Asta nu s-a punctat. Asta care nu vede nimeni, dar pe tine te îndoaie, știi? Pa, pervers. Arată așa, perversă, pa. Eu sunt Mihai. Săruna, îmi pare bine. Am ajuns pe scenă. Deci eram, băi, lupta a început, să spun, direct. Adică nu cu tatuanări, cu nu știu, luptă direct pe scenă, pe nu știu. Așa, bun. Nu, tu stai așa. Așa, da. Okay. Pune un piciorul drept înainte. Da. Mă întoarce-te. Da. Și acum îndoie genunchiul drept. Drept, nu și stâng. Stai așa, uite, unul întins, unul îndoit. Așa. Exact. El este și profesor de dans. Deci el într-o secundă a reușit să... Pac! Bă, și acolo a dilatat timpul. Acum stai aici puțin, da? Aici o stau. Exact, vin în pace. Pac, m-a atins energetic, în momentul ăla m-a... Pac. Dintr-o dată, el devenise cel care organiza tot. Doamne, ce frumos! Mă, tu lasă-te puțin pe spate. Doamne! Eu? Da, tu. Tot să pui pe liniști! Nu tu, stai dreaptă, da. Tu lasă-te pe spate, tu lasă-te pe spate și fă ce ai vrut să faci cu mine. Bine! A pupat-o! A pupat! Te-ai luat-o, bendeac, tăticule! Ce bucurată! Ce frumos! Să rămână! O să o plăcere! Mai! Mie mi s-a părut potrivit, pentru că o știam pe Lenuța foarte hotărâtă, să schimb rolurile și să-l pun pe el, pe Mihai, într-un cambre și pe Lenuța să termine ce a început... în urmă cu mulți ani. Băi, ce pervers. Băi, mare pervers. Deci acolo, știi cum a venit aia? Eram eu. Încep să te apreciez. Simplu. Ok. Vedeți, domne? Bravo! Da! Bravo! Da! Da, deci a fost directă. Directă, care nici măcar nu l-a mai interesat și cu mersul ăla lui perfect și cu ținuta elegantă, s-a întors și a și întrebat după aia. A fost frumos? Foarte frumos. Eu n-am îndrăznit să mă uit. Și vă mulțumesc. N-am îndrăznit să mă uit. Foarte frumos. Hai, dă, nu mi te rup eu pe genunchi, de seama ce era, de seama ce plugotea în mine. Ha, stai că te fac eu pe tine. Eu, sincer, m-am întors puțin. Chiar s-a întâmplat, e că ei s-au pupat acolo, sau, da?
Vedeți ce nu se termină la România au talent, se poate termina aici, urgând. Ce am dedus, de fapt, este că Mihai sărută foarte des în această emisiune. Da. Așa este? Da. Ce frumos, împrăștie dragoste pe unde poate, da. Moment emoționant, vreau să spun că mă simt depășit și autoritatea mea în materie de jurizare este un pic scufundată. Respect pentru eforturile noastre artistice, am să votez cu bucurie și sper să mergeți foarte departe pe această direcție. Merge? Ce frumos speech intuitiv, epic, frumos. Să facem pe epic? Da, 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 clar. Tot pe epic, pe epic, pe okay, epic, pe da? Epic, o okay. Pe epic, pe grandios. Doamne, acest final fericit, frumos, iubirea, iubirea schimbă tot. Ce am fi fără iubire? Răspunsul meu e da. Okay. Bă, vrei să vii pe terenul tău? Hai să ne urcăm pe terenul tău. Deci până acum, hai să spunem că era într-un mic avantaj. Că i-am dat prima directă, pac, a venit el cu ea la picat, pac, pe scenă, directă mare. Eu mă clătinam, mă nu știu ce, și a venit momentul când trebuie să vorbim, nu? Da. Bun, un pic de muzică. Un pic, un pic. Dacă n-am vrei... știut că se poate cum... Un pic, un pic. Da, maestre! Ceva cu pian, vă rog? Macarena. Nu te... Băi, nu, băi! Asta e misiunea. Alta n-avem. Ok. Și primul cuvânt, Lenuța. Lenuța. Oh, Lenuța. Aoleu, mi-au dat și muci. Lenuța. Păi ține-te acolo. Vor fi oameni în viața ta care îți vor spune că ceea ce faci, care vă spune că ceea ce faci nu este bine. Nu e bine. Nu-i asculta. Nu-i asculta. E o vorbă care spune dansează mereu. Dansează. Ca și cum. Nu te-ar vedea nimeni. Nimeni. Dar eu am să extrapolez. Lenuța, tot ce faci. În viața ta, fă ca și cum. Nu te-ar vedea nimeni. Nu te-ar Trăiește, nimeni. Bucură-te, și vei fi fericită. Îți mulțumim că ai fost aici. Îți mulțumim. Și îți dau cuvântul meu de onoare. Onoare. Cam să te păstrez aici, undeva, adânc. În corset. În inima mea. Îți mulțumim, Lenuța. Epic! Doamne, mai, Mihai Petre. I-am dat-o și eu. Pac! Doamne, așa m-ai emoționat. Mi-a adus aminte de Andy Moisescu, Dumnezeu. Așa bun om la suflet. Așa om bun la suflet. Eu zic că totuși mai poate și băiatul. Mai poate și băiatul. Am vrea băiatul cuvintelor tale, să nu uiți. Ți-am fost sprijin. Mi-a plăcut ca creat un moment, practic, Mihai. Asta a fost un moment al lui. A cerut lumini, muzică. E actor. El poate să facă asta. Și pentru mine a fost o bucurie să dansez cu tine. Vrei muzică? Să știi. Vrei muzică? Nu vreau muzică. E ok, mă descurc și fără. Aha. Lenuța, ești o surpriză plăcută pentru mine și am dansat cu mare plăcere. Și eu. Mai am încă o dorință. Să vă pe Andreea Bălan, carne și oase. O separăm. Okay. Da. În carne și oase. Pastram, am înțeles. E la schi acum, mă. Da. E în Austria. Îi doresc mult succes. Lenuța, ai fost haioasă până Mulțumesc. La urmă. Asta e important. Și a zis și el, da? Da. Ok. A zis frumos? Da. A spus mai frumos decât mine? Nu. Nu? Deci că suntem 2-2, da? 2-2. Da. 2-2.
Iar noi privim în acest moment domnul Mihai Petre către scenă, așa se face de umor. Perfect. Zâmbet, bucurie și voturile vin în 3, în 2, în 1, în... Hai! Mulțumesc! Doamne! Asta e și din partea Andrei, să știi. Bravo, Lenuța! Mulțumim că ai venit! Hai mă, că e senină. Foarte simpatică. E bună, are o energie super bună. Nu m-am gândit că Mihai Bendeacă o să mă pupe. Te-ai îndrăgostită? Uite ce frumos e Bendeac. S-a îndrăgostit-o?